Îți știu toate secretele. Nu pe cele mici pe care un prieten te-a rugat să îi le păstrezi, ci pe cele adânci, cele întunecate, cele pe care le respingi susținând că sunt anomalii, cele de care te temi, care reprezintă cine ești cu adevărat, cele care te fac să trăiești cu teamă că oamenii le vor descoperi, te vor judeca și te vor lăsa deoparte și pe bună dreptate. Le știu, le cunosc pe toate. M-am născut așa, cu acest dar, cu acest blestem. Am știut întotdeauna adevărurile pe care oamenii caută să le ascundă. Ele sunt la fel de clare pentru mine ca fețele lor. Îmi amintesc oamenii după nelegiuirile lor, îi clasific după rușinile lor. Îți poți imagina că parcurgi viața așa, să știi adevărul despre fiecare persoană pe care ai întâlnit-o. Nu există niciodată amăgirea că cineva este cu adevărat bun. Nu pot să cred niciodată că cineva este deasupra reproșurilor. Fiecare relație pe care am format-o vreodată, oricât de banală, începe cu cunoașterea tuturor greșelilor intenționate pe care le-a comis persoana. Mulți oameni, majoritatea oamenilor, sunt bine, desigur. Nu minunați, nu sfinți, dar acceptabili. Nu-mi face plăcere să știu că odată au dat cu piciorul câinelui unui prieten într-o criză de furie sau orice alt astfel de lucru, dar am perspectivă. O persoană obișnuită se de obicei afectată doar de mici infracțiuni pe care le regretă. Aceștia sunt oamenii pe care îi pot tolera. Dar există și alții, mai mulți decât v-ați aștepta, care au urăciuni mult mai mari din adâncurile lor. Cei care îi rănesc pe alții și se delectează cu asta. Unii dintre ei acceptă acest lucru despre ei înșiși și se mișcă prin viață cu un zâmbet și conștiința curată, lăsând daune atât minore cât și majore în urma lor. Nu sunt cei mai răi, totuși. Cei mai răi sunt cei care, simțind astfel, neagă plăcerea pe care o obțin picând în păcat. De fiecare dată când simt fiorul, au nevoie de el mai mult și astfel își creează justificări pentru comportamentele lor, spunând că oamenii cărora le-au făcut rău meritau. Simt duhoarea din acei oameni, o mireasmă care poluează aerul din jurul lor. Mă doare capul chiar și când mă uit la ei, știind daunele pe care le cauzează în lume. Deși îi evit, nu uit. Și eu am secrete. În profunzimea adânci necunoscute, zace un lucru. Îl numesc Călău. Nu sunt eu, deși sunt păstrătorul lui. Sau poate el este al meu. Nu sunt sigur. Există în mine, este tot ce știu, un lucru făcut din umbre, ură și răzbunare. Mi se înfășoară în jurul coloanei vertebrale, gâdilându-mi nervii cu prezența sa. Se răsucește în jurul meu ca un fum, încălzindu-mă cu mișcarea sa, și rupe în creierul meu ca un cap nevăzut de cobra când găsesc pe cineva deosebit de disprețuitor. Oamenii au dezbătut la nesfârșit valoarea unei vieți umane, de parcă nu ar fi evidentă din punct de vedere tautologic. O viață umană valorează o viață umană. Așadar, dacă infracțiunile tale sunt mici, iar daunele sunt reparabile, voi trece cu privirea. Nimeni nu poate fi perfect. Știu asta mai bine decât oricine. Păcatele pot fi și trebuie iertate. Dar dacă faci pagube care depășesc o viață, chiar și însumate, atunci nu te voi lăsa să scapi. În cazul unora, această decizie este imediată și evidentă. Șoferul beat care a ucis un bărbat
apoi a ales să fugă. Îmi e limpede soarta lui. Femeia care și-a otrăvit mama invalidă, astfel încât să nu trebuiască să aibă grijă de ea, evident, l-am trimis pe călău după ei, fără să mă gândesc. Dar omul care și-a bătut cei 4 copii și soția a produs daune cu siguranță, însă nu s-a pierdut nicio viață, dar a aruncat o umbră peste fiecare dintre viețile lor, furând bucăți din ceea ce ar fi putut să aibă. Am judecat că daunele totale depășesc o viață și astfel călăul a venit și pentru el. El și mulți alții ca el, am pierdut numărul și toate cazurile se amestecă împreună, deoarece din perspectiva mea toate sunt la fel. Călăul pleacă și călăul se întoarce. Pentru o vreme sunt gol, fără direcții, în timp ce el își îndeplinește sarcina îngrozitoare. Acele ore din serile mele le petrec în liniște acasă. Beau, dorm sau mă uit la televizor, orice lucru fără minte și fără importanță. Când se întoarce, intrându-mi înapoi prin ochi, nas și gură, lumea ia iarăși viață. Mă simt cald și mulțumit, în timp ce călăul se cuibărește încă o dată înăuntrul meu. Nu știu exact ce se întâmplă cu cei pe care îi urmărește. Aceștia sunt găsiți morți din cauze naturale sau din accidente. Știu că intră în ele așa cum intră în mine, luându-și rezidență temporară în interiorul lor. Am urmărit cum se întâmplă odată, curios să-i văd tehnica, dar din perspectiva exterioară nu e prea mult de văzut. Un vârtej de ceață întunecată, un scurt sunet de sufocare din partea victimei și apoi liniște. Trupul lui a început să tremure și lacrimile să-i curgă din ochi. Degetele i s-au încleștat spasmodic, în timp ce genunchii tremurau, apoi s-a prăbușit. Marginea metalică a măsuței de cafea l-a lovit violent în cap când a căzut, dar cred că era deja mort. După câteva clipe, un fir de fum a ieșit dintre buze, iar călăul alunecă ieșind din cadavru. L-am acceptat înapoi înăuntru, treaba lui fiind terminată acolo. Nu știu cu siguranță ce face victimelor, ce văd ele și ce le se întâmplă, dar cred că le arată întunericul provocat de ele pe parcursul vieții. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, viață pentru viață. În ceea ce mă privește, mă tem că mă bucur prea mult de munca mea. Zâmbesc când mă gândesc la cei pe care i-am scos din lume și îmi spun că este în regulă, că este corect să fiu mulțumit de o treabă bine făcută. Dar simt minciună și știu că într-o zi călăul ar putea veni acasă, ar putea găsi cuibul lui prea corupt și voi ști în cele din urmă exact ce simt victimele sale. Până în acea zi, fii atent la rănile pe care le-ai făcut în lume, la păcatele tale. Căile noastre s-ar putea intersecta cândva.